Barcelona este una dintre cele mai bune echipe din istoria fotbalului, care de-a lungul timpului a avut jucători foarte, foarte frumoși, cum ar fi Ronaldinho, Messi, Eto'o și mulți alții. Însă în sezonul acesta Barcelona nu o duce așa de bine. Ea reușește să termine sezonul acesta de la Liga pe locul 2, 85 de puncte, pe primul loc fiind Real Madrid. De asemenea, Barcelona este scoasă din Copa del Rey de către Bilbao cu 4-2 și din păcate Barcelona este scoasă și din Champions League de cei de la PSG cu 6-4 la general. Un sezon destul de rău pentru cei la Barcelona, însă în videoclipul de azi o să venim noi ca manager și o să încercăm să salvăm Barcelona. E bine, și am ajuns la Barcelona unde l-am dat afară pe Xavi și a venit Andrea Albait să rezolve situația. E bine, după cum știți, în videoclipul de azi o să salvăm Barcelona, însă ca să facem această chestie trebuie să setăm niște obiective. Și obiectivele sunt în felul următor. Avem 3 sezoane la dispoziție în care în aceste 3 sezoane trebuie să câștigăm măcar o singură dată UEFA Champions League, să reușim să câștigăm la Liga de 2 ori și în total să avem 5 trofee. Se pune și la Liga și Supercopa și Copa de Spania și Supercupul dacă reușim și desigur UEFA Champions League. Trebuie să avem 5 trofee. Ca să facem mai interesant, o să adăugăm și 2 reguli. O regulă fiind că avem voie să facem maxim 3 transferuri pe sezon, iar a doua regulă este că trebuie să dăm release la toți jucătorii care au 32 de ani sau mai mult. E bine, și cam acestea sunt obiectivele și regulile, însă înainte să ne uităm la jucători și cei jucători au peste 32 de ani sau 32, v-aș ruga acolo, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja pentru a strânge acolo un ca subscriber, mai avem foarte, foarte puțin. Cred că mai avem 70 de subscriber până ajungem și abia aștept și sunt sigur că o să placă și videoclipul special de un ca subscriber. Și desigur, dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi și clopoțelul pentru a primi notificări când poți să nou. E bine, acesta fiind spus, haideți să intrăm aici în pâine, cum s-ar zice, și să vedem aici care sunt jucătorii care întrec vârsta de 32 de ani și vedem că sunt Lewandowski, Gundogan, Inigo Martinez și Marcos Alonso. 4 jucători aparent avem, nu avem foarte mulți, însă, da, Lewandowski, jucător important, Gundogan, un jucător foarte bun, va trebui să scăpăm de ei prin release, deci nici măcar nu putem să-i vindem. Așa că o să mă duc eu să dau release player la fiecare jucător. Din păcate, au plecat toți. Îi dăm și lui Leva. Papa Leva, a plecat și Leva. Și acum avem această echipă care mai chiar așa de bătrână. Echipa arată destul de bine chiar și fără Leva, Gundogan, și nu pot să înțeleg de ce s-au încurcat și în La Liga și în Champions League. Însă în sezonul acesta, haideți să vedem cum putem să ajutăm echipa ca să câștigăm și noi un trofeu sezonul ăsta. În primul rând vreau să-l punem pe Cresa să facă de rezervă. El nu merită să fie aici pentru că avem pe Kunde. Kunde este mult, mult mai mult decât el, iar Baldeu se întrebe pe stânga și Cancelo pe dreapta. Dacă chiar vreau să-l transferăm pe Cancelo. Felix nu-mi place așa de mult, este jucător destul de bun, însă vreau să-l folosim pe Ferran Torres. Iar Romeo, da, Romeo nu are ce căuta în această echipă. Și o să jucăm un 4-3-3 flat. Și acum primul 11 chiar arată foarte bine. Banca de rezerve nu este cine știe ce și mai ales că nu avem nimic bun pe rezervele acestea. Așa că sezonul acesta o să transferăm și jucătorii. În primul rând trebuie să-l transferăm pe Cancelo. Pe Roche, sincer, l-aș lăsa. Sincer, vreau să-l schimb pe Rafinha. Vreau să aduc un alt right winger, așa că o să-l vindem pe Rafinha și o să facem un alt transfer. Și o să mai vreau să fac eu un transfer pe banca de rezervă la mijloc. Bugetul de asemenea este destul de mare. Avem 175 de milioane de euro. E bine, prima oară o să luăm pe Cancelo pentru că este un jucător destul de important la echipă și chiar avem nevoie de el. Bun, și se pare că Cancelo vine la echipă pe un contract de 3 ani pe suma de 73 de milioane de euro. Simt că Lionel Messi trebuie să vină înapoi la Barcelona. Chiar dacă are 36 de ani, în viața reală nu mai joacă chiar așa cum juca la Barcelona, logic. Însă este o legendă, o legendă a Barcelonei. Nu avem cum să nu transferăm, așa că sperăm pe Messi la echipă. O să vedem Messi înapoi la Barcelona. Nu este un transfer realist neapărat, însă este un transfer care a fost posibil, a fost posibil. Ei bine, și Messi vine înapoi la Barcelona pe sumă de 45 de milioane de euro. Foarte ieftin, însă un jucător extrem de bun. Iar ca rezervă la mijloc vreau să aduc pe Fabio Miretti, un jucător tânăr foarte bun de la Juventus. E bine, și Fabio Miretti vine la echipă pe o sumă destul de mică, pe 1 milion de euro plus Romeo. Da, ați auzit bine, am reușit să dau pe Romeo, care oricum juca foarte bine la echipa noastră, și 1.400.000.
Bun, și acum echipa arată mult, mult mai bine. Avem mijlocul asigurat, efectiv. Avem un mijloc chiar foarte, foarte bun. Banca de rezervă arată ok, ne arată foarte, foarte bine, arată ok. Echipa așa va arăta acest sezon. Eu zic că arată destul de bine. Am făcut cele trei transferuri, așa că hai să trecem la simulare. Suntem pe la jumatea lunii septembrie, unde începe grupele UEFA Champions League. Și primul nostru meci este destul de ușor, însă vreau să vă arăt cum stăm și în La Liga. Momentan suntem pe locul 2, pe locul 1, la egalitate de puncte, de fapt. Este Atletico Madrid, Real Madrid, unde este? Este tocmai pe 12, ok. Haideți să-i dăm simularea la acest meci, echipa lor nu este cine știe ce. Echipa noastră însă este mult, mult mai bună, categoric. Așa că o să-i dăm noi un quick sim, hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Și se pare că facem un egal, ok, nu este chiar așa de bine, cum așteptam eu cel puțin. Însă un egal este ok, e mai bine decât o înfrângere. Suntem la sfârșitul lunii octombrie, unde la Liga momentan suntem pe locul 3. Însă pe noi nu ne interesează asta neapărat, pentru că stăm destul de bine. Ne interesează meciul acesta foarte, foarte interesant. Un El Clasico, cum s-ar mai zice. Astfel dacă reușește Barcelona să o bată pe Real Madrid și se pare că nu reușește. La noi marchează Victor Roque, iar la Real Madrid Vinicius și Vinicius din nou. Suntem la sfârșitul lunii noiembrie în Champions League, sunt destul de bine în grupa noastră, pe locul 1 cu 10 puncte. Însă în spatele nostru este Porto, unde ne poate întrece în caz că pierdem cu ea acum. Așa că îi dăm un quick sim, hai să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim, ne bate Porto, wow. La noi marchează doar João Cancelo, iar în La Liga se pare că suntem pe locul 2, Villarreal cu un sezon foarte, foarte bun cu 36 de puncte, wow, cum au jucat oamenii mei. Suntem pe 1 ianuarie, oficial a început noul an și se pare că a început foarte bine cu Barcelona pe locul 1, cu 42 de puncte bine, la egalitate cu Villarreal. În grupe vedem că până la urmă am ieșit pe locul 1 din cauza la gol average, însă la egalitate de puncte. Iar în round of 6 se pare că vom juca versus PSV. Avem un meci destul de important, meciul contra cei de la Atletico Madrid în Copa de Spania. Dăm un quick sim, hai să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim. Bă, nu reușim. Marchează Vitzel. Cu cine marchează? Cu Morata. Doar Victor Roque marchează la noi. Am fost scoși din Copa de Spania, însă mai suntem în Supercopa Spaniei, unde întâlnim Osasuna. Dăm așa un quick sim, hai să vedem dacă reușim și reușim. Ferran Torres marchează singur gol în acest match și trece mai departe. Și se pare că după ce am bătut-o pe Osasuna, dăm de Real Madrid în finala Supercopa, unde sper să câștigăm, pentru că este un match destul de greu. Real Madrid arată foarte, foarte bine. Îi dăm un quick sim și na, reușim, bă, dar reușim. What? Ce reacție am avut? Ok. Marchează Messi, Vini și Roque. Messi se pare că își face apariția într-un meci foarte, foarte important. Reușim să-i batem pe cei de la Real Madrid cu 2-1 și câștigăm Supercopa. Avem deja un trofeu. Suntem pe la începutul lunii martie, unde vedem că în tur am jucat destul de bine versus PSV, am bătut cu 2-1, iar returul este mai ușor pentru noi pentru că avem avantaj. În La Liga momentan ne descurcăm foarte, foarte bine, încă suntem pe locul 1, însă da, încă la egalitate de puncte cu Villarreal. Însă până acum ne interesează acest match în Champions League. Hai să vedem totuși, dăm un quick sim, echipa este pregătită după cum se vede. Quick sim, hai să ne reușim și se pare că reușim să o batem și acest match și o scoatem din UEFA Champions League cu 5-2 la general. Meciul acesta marchează Ferran Torres, Victor Roque și Gavi. Suntem la jumătatea lunii aprilie și se pare că în quarterfinals am dat de PSG, unde în tur am reușit să-i bate cu 3-2, însă returul este foarte important pentru că în viața reală PSG a scos-o pe Barcelona. Însă PSG arată chiar foarte bine. Mbappé, Ousmane Dembélé, Mukiele. Însă îi dăm un quick sim, hai să vedem, sperăm că o să câștigăm. Nu pot să cred, nu pot să cred, ne-a bătut 4-2. La noi marchează Araujo, Ferran Torres, iar la ei marchează Ruiz, Mbappé, Ousmane Dembélé și Barcola. Ne bate cu scorul necesar, să zic așa, ca să ne scoată din UEFA Champions League. 6-5 ne-a scos la general. Din păcate am fost scoși din Champions League, însă ne-am rămas la Liga, unde trebuie să reușim cumva să o câștigăm, pentru că Real Madrid are un sezon destul de prost, după cum vedem. Este un El Clasico acum, hai să-i dăm quick sim să vedem. Însă vedem că Balde și Pedri au roșu. Wow, doi jucători foarte importanți. O să încercăm aici ceva. Îi dăm un quick sim, sperăm că o să câștigăm. Și ok, facem egal. Și egalul este bun. Suntem la mijlocul lunii mai, la final de sezon efectiv. Villarreal este în spatele nostru la doar 2 puncte diferență și noi mai avem doar 2 meciuri de jucat. Meciul versus Rayo Vallecano și meciul versus Sevilla. O să dăm la ambele quick sim să vedem
noi dacă reușim să câștigăm și dacă reușim până la urmă să trăim pe locul 1. Dacă pierde Villarreal, o să avem un avantaj mai mare, așa că îi dăm quick sim și reușim să o batem cu 5-1. Am spart efectiv. Frenkie de Jong, Messi, Ferran Torres, Pedri și Ferran Torres din nou marchează. Și am ajuns la ultimul meci unde, după cum vedem, am câștigat deja la Liga pentru că nu mai are nicio șansă Villarreal să ne treacă. Maxim poate să facă 80 de puncte, însă noi avem 82 de puncte. Am reușit să câștigăm la Liga. Însă totuși, haide să simulăm și acest meci, îi dăm quick sim și se pare că câștigăm și acest meci. Câștigăm la Liga cu 85 de puncte, marchează meciul ăsta Ferran Torres și Pedri. E bine, după cum știți, sezonul s-a terminat. Echipa asta arată destul de bine. Torres a ajuns până la 87 overall. Avem doi jucători la overall 90, de Jong și Ter Stegen, însă haideți să vedem ce a fost tot marcatorul la noi în echipă și se pare că a fost Ferran Torres cu 36 de goluri, efectiv a rupt Ferran Torres. Victor Roque cu 19 goluri, foarte, foarte bine pentru el, și Messi cu 14 goluri și 10 asisturi. E bine, în primul sezon reușim să câștigăm doar la Liga și Supercopa, însă aceste două trofee eu zic că sunt destul de bune. Nu mă așteptam oricum să câștigăm în primul sezon Champions League, însă zic că este destul de bine, că măcar am câștigat două trofee. Suntem în sezonul numărul 2, majoritatea jucătorilor sunt la națională, însă noi trebuie să ne focusăm pe primul 11 și pe banca de rezerve, pentru că, să fiu sincer, dacă avea o bancă de rezerve mai bună, cred că reușeam mai multe sezonul trecut. În primul 11, să fiu sincer, nu cred că vreau să schimb absolut nimic. Vedem însă că ne-au venit și jucătorii care erau în loan. Torres arată foarte, foarte bine. O să-l păstrăm pe el pe banca de rezerve, nu o să aducem al mijlocaș aparent. Și vreau să mă costă transfer un atacant de rezervă. Și sincer, aș vrea să transfer și un portar mai bun de rezervă. Și sincer, pe poziția de atacant vreau să-l aduc pe Johan Bakayoko, un right winger foarte, foarte bun de la PSV belgian. E bine, și până la urmă Bakayoko vine la Barcelona pe suma de 47 de milioane de euro. E bine, și ca portar de rezervă vreau să-l aduc pe Emi Martinez, colegului Messi de la națională, care a făcut senzație în World Cup. Emi Martinez vine și el la Barcelona pe suma de 43 de milioane de euro. Echipa, după cum am zis, arată foarte bine, așa că îi dăm drumul la simulare. Suntem la sfârșitul lunii septembrie, unde vedem că începe UEFA Champions League, grupa asta foarte, foarte interesantă, cu Roma și Olympic Marseille. A patra echipa, nu o să încerc să o pronunț. Și începem grupa cu un match destul de interesant cu Olympic Marseille, unde o să mergem noi acum să-i dăm un quick sim. Christensen este accidentat și se pare că va fi out foarte, foarte mult timp. 8 săptămâni, asta înseamnă undeva la 2 luni. Nu vom avea un fundaj de rezervă destul de nașpa, însă sunt sigur că avem pe Garcia, dacă nu mă înșel. Da, îl avem aici pe Garcia, care o să intre pe banca de rezervă în locul lui Christensen. Acum îi dăm un quick sim și hai să spunem că reușim să o batem cu 2-1. Ferran Torres și Lionel Messi marchează. De asemenea, la Liga ne descurcăm foarte, foarte bine. Am jucat 5 meciuri și am câștigat 5 meciuri, avem 15 puncte. Avem și meciul acesta destul de interesant cu Roma. Miretti, pe bune. Ok, se pare că și Miretti va fi out, îl pune și pe el pe banca de rezerve. Haideți să vedem totuși cât timp va fi out. Pe lângă Christensen, care o să mai lipsească încă 6 săptămâni, Miretti o să lipsească 5 luni. Wow! Îi dăm totuși un quick sim să sperăm că reușim să o batem și se pare că facem un egal. Da, eram sigur că o să facem un egal. Păreau foarte echilibrate echipele, însă Victor Roque este singurul care marchează la noi în echipă. Următorul match este un match foarte, foarte frumos versus Real Madrid, un El Clasico. Suntem la sfârșitul lunii octombrie, unde vedem că suntem pe locul 1. Însă Real Madrid ne respiră în ceafă, nu știu cum să vă zic, are 24 de puncte și ne avem 25. Acest match este destul de important. Îi dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim. Nu reușim, bă, pierdem versus Real Madrid în El Clasico. Vini și la tașa marchează pentru ei. Următorul match este în Copa de Spania versus această echipă Ferrol, care să fiți cer nu o cunosc. Însă vedem că Pedri are roșu. Wow, ok, va trebui să iasă acest match. Îi dăm un quick sim, hai să vedem dacă reușim să o batem pe această echipă și până la urmă reușim să o batem cu 6-0. Ansu Fati marchează, Messi, Ferran Torres, Balde, Ferran Torres din nou și Messi din nou. Mai departe în Supercopa, dăm de Girona, o echipă destul de interesantă. Echipa asta ar trebui să fie superioară. Îi dăm un quick sim, hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim, o batem cu 3-2. Pedri marchează dubla și Messi marchează și el. Următorul meci este finala Supercopa, unde vom juca versus Villarreal. Să-i dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim să câștigăm finala și se pare că o
câștigăm la penaltiuri, mă, bine, mă, bine, mă. Reușim să câștigăm la penaltiuri. Toți jucătorii noștri marchează la penaltiuri, însă Bereton Diaz de la ei nu marchează. Câștigăm astfel și Supercopa Spaniei. Următorul meci este în Copa de Spania versus Valencia. Suntem pe la finalul lunii ianuarie. În round of 6 suntem în Copa de Spania. Dăm totuși un quick sim și haideți să vedem dacă reușim să o batem fără nicio problemă cu 3-0. Messi, Pedri și João Cancelo marchează. De asemenea, la Liga ne sucăm destul de bine. Am reușit să ajungem pe Real Madrid. Avem un număr egal de puncte, 45. Suntem în februarie, unde următorul meci este foarte, foarte important. În Copa de Spania jucăm versus Real Madrid în quarterfinals. Echipa asta este absolut pregătită. Vedem că Messi a scăzut destul de mult, însă noi suntem pregătiți. Dăm un quick sim și se pare că reușim să o batem, o scoatem, mă, bine, mă. Reușim să o batem la prelungiri. Messi marchează golul decisiv în minutul 112. Următorul meci este în continuare în Copa de Spania, în semifinale versus Atletico Madrid. Sperăm că reușim să o batem și pe Atletico. Noi dăm un quick sim, sperăm că o să câștigăm și reușim să câștigăm cu 3-0. Wow, îi spargem efectiv. Messi marchează, Balde marchează și Messi marchează din nou. Messi marchează dubla. Efectiv. Ok, se pare că aparent acel meci a fost turul, acum vom juca returul la noi acasă, în Copa de Spania. O să dăm și aici quick sim, deși îi dăm un quick sim și se pare că facem egal, reușim să-i batem cu 5-2 la general. Următorul meci este în round of 16 în Champions League, unde vedem că în tur am jucat versus Dortmund și ne-a bătut 1-0, însă în retur jucăm la noi acasă, îi dăm un quick sim, 3, 2, 1 și haide, egal, nu reușim, bă, suntem scoși din nou din UEFA Champions League. Ne scoate Borussia Dortmund cu 2-1 la general. Următorul meci este finala Copa de Spania, unde jucăm versus Albacete, nu știu echipa asta, n-am auzit niciodată de ea. Dăm un quick sim și se pare că reușim să o batem cu 2-1. Victor Roque marchează dubla și câștigă acest meci. Câștigăm trofeul Copa de Spania. Următorul meci este versus Știi de la Real Madrid, un El Clasico. În ligă se pare că suntem pe locul 2 la 2 puncte diferență față de Real Madrid și chiar avem nevoie de acest win ca să o întrecem. Însă vedem că la noi Araujo este out pentru acest meci. Nu pot să cred. Araujo. Asta este, din păcate, îi dăm un quick sim și se pare că nu reușim, bă, nu reușim. Marchează Marvin și Bellingham pentru Real Madrid și la noi marchează doar Victor Roque. Mai avem astea două meciuri și încă unul în La Liga. Momentan nu stăm deloc bine, însă să sperăm că reușim să câștigăm toate meciurile noastre și că Real Madrid pierde toate meciurile ei. Îi dăm un quick sim versus Spaniol. Hai să vedem dacă reușim. Nu reușim egal. Wow, wow. Următorul meci versus Celta Vigo, hai să vedem că reușim. Nu reușim, pierdem, dar n-avem nicio șansă, efectiv. Da, și efectiv ne-a rămas un meci, meciul contra cel al Almeria, însă Real Madrid are 79 de puncte. O să câștige data asta La Liga. Dăm totuși cu Xim și la acest meci. Haideți să vedem dacă reușim și se pare că reușim să o batem cu 2-1. Frenkie de Jong și Victor Roque marchează. Sezonul s-a terminat, cam așa arată echipa, foarte, foarte bine, însă da, Messi a scăzut foarte, foarte mult. Are 85 overall, va trebui să transferăm un nou right winger la echipă. Arată foarte, foarte bine echipa, însă cred că ne-a scăzut foarte mult faptul că Mirete a fost accentat, Messi este în scădere și Victor Roque încă n-a crescut foarte mult, însă sezonul viitor să sperăm că o să crească. Haideți să vedem ce a fost un marcator la noi în echipă și se pare că este Lionel Messi. În ultimul lui sezon, 26 de goluri și 9 asisturi. Foarte, foarte bine a jucat. Ferran Torres pe locul 2 cu 23 de goluri. În sezonul cu numărul 2, din păcate, n-am reușit să câștigăm La Liga, nici Champions League, însă măcar am reușit două trofee, Supercopa și Copa de Spania. E bine, și am intrat în ultimul sezon, sezon cu numărul 3, unde echipa arată foarte, foarte bine, însă trebuie să schimbăm un jucător și acela este Lionel Messi, din păcate. Este destul de bătrân, 38 de ani totuși. O să intre totuși pe banca de rezervă, logic, în locul lui Fati, presupun. Însă nu, nu o să joace Fati titular, o să intre și el tot banca de rezerve, să scoate pe Miretti, presupun. Și o să transferăm un nou right winger. Avem banii necesari, 215 milioane. Putem să facem ori mai multe transferuri, ori un singur transfer foarte bun. Și să fiu sincer, echipa peste tot arată foarte bine. Deci cred că ne trebuie un singur transfer foarte bun și acela este clar un right winger. Și jucătorul pe care îl voi transfera este Bukayo Saka, pe care nu l-am transferat în primul sezon pentru că l-am transferat pe Messi. Însă de data asta, Bukayo Saka are 23 de ani, 90 overall, costă clar mai mult decât atunci.
însă ne permitem și avem nevoie, așa că îl vom transfera. E bine, și un nou star vine la echipă. Bukayo Saka vine la Barcelona pe suma de 143 de milioane de euro. Bun, și acum cu Saka în dreapta, chiar arată foarte, foarte bine echipa. Dacă reușim să le dăm un development destul de bun la toți jucătorii, o să crească mult, mult mai mult. E bine, după cum am zis, echipa arată foarte, foarte bine. În primul 11, cât și pe banca de rezerve, așa că îi dăm drumul la simularea din sezonul numărul 3. Suntem pe la sfârșitul lunii septembrie, unde începe grupele UEFA Champions League. Și noi suntem în grupă cu Chelsea, Genk și AEK. Niște echipe destul de interesante, Chelsea clar este cea bună între ele, însă nu așa de bună. Însă totuși noi o să-i dăm quick sim la primul nostru match din această grupă. Haideți să vedem dacă reușim, îi dăm quick sim și se pare că facem egal. Ok. Meciul contra Chelsea în grupele UEFA Champions League este destul de important, așa că îi dăm și la asta quick sim. Totuși o să-i dăm un quick sim și hai să vedem, se pare că ne bate. Wow, 2-1. La noi marchează doar Victor Roque. Lukaku și Enzo marchează la Chelsea. Suntem pe la începutul lunii noiembrie, unde vedem că dăm de Real Madrid în La Liga și în La Liga ne jucăm destul de bine, însă suntem pe locul 2. Îi dăm un quick sim și hai să vedem, se pare că facem egal și Pedrea Roșu, bă. Suntem deja în anul nou, pe 14 ianuarie, unde vom juca versus Atletico Madrid în Supercupa Spaniei, aici versus Atletico Madrid. Îi dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim să o batem, o scoatem pe Atletico Madrid. Ferran Torres, Victor Roque și din nou Ferran Torres marchează. Iar următorul meci este finala Supercopa versus Real Madrid, desigur. Îi dăm un quick sim, haide să vedem ce reușim și se pare că nu reușim. Da, ne bate în prelungiri, ne bate, se pare. Vini marchează, Jimenez și Vinicius din nou. La noi marchează Saka și Ferran Torres. Următorul meci este în Copa de Spania, în Round of 16, unde jucăm versus Eibar. Îi dăm un quick sim, haide să vedem dacă reușim și se pare că reușim să o batem cu 4-0. Saka marchează dubla, Pedri și la fel și Victor Roque marchează și el un gol. Următorul meci este versus Atletico Bilbao în Copa de Spania. Dăm un quick sim și haideți să vedem dacă reușim. Destul de aproape a fost meciul ăsta să îl pierdem sau să facem egal, însă îi batem cu 2-1. Saka marchează și Frenkie de Jong și el. Următorul meci este versus Real Madrid în El Clasico. Suntem pe 21 februarie. Dăm totuși un quick sim să vedem dacă reușim să o batem pe Real Madrid și haideți să vedem, se pare că da, ne bate cu 3-1. Saka ratează penaltiul și efectiv Real Madrid ne sparge. Și se pare că în semifinalele Cupa de Spania, în tur am bătut-o pe Sevilla cu 3-2, însă în retur să vedem ce reușim să facem. Dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim să o batem și se pare că reușim să o batem și în acest match. O batem la general cu 4-2. Meciul ăsta marchează doar Ferran Torres. Suntem la jumătatea lunii martie și următorul meci este versus cel la Inter în returul Round of 16 în Champions League. În tur se pare că am câștigat cu 2-0, însă în retur să sper că o să câștigăm și aici. Dăm un quick sim și haide să vedem dacă reușim și se pare că facem egal, trecem mai departe cu 3-1 la general în Champions League. În meciul ăsta marchează Bukayo Saka. E bine, și următorul meci este finala Copa de Spania versus Valencia, un meci destul de ușor. Îi dăm quick sim și haide să vedem dacă reușim și se pare că reușim, câștigăm finala Copa de Spania cu 3-1. Marchează Ferran Torres, Bukayo Saka și Ferran Torres din nou. E bine, următorul meci este în UEFA Champions League. Suntem pe la jumătatea lunii aprilie, pe la sfârșit de fapt, în quarterfinals am dat de Milan, unde în tur am bătut cu 6-1. Deci e prima oară când văd așa, 6-1, efectiv i-am spart. Dăm un quick sim pentru că oricum se știe, 9-2 la general. E prima oară când văd așa ceva, 9-2 la general îi batem. Saka marchează, Victor Roque la fel, Pedri și el în minutul 1. Wow, efectiv i-am spart pe unde am prins. E bine, suntem în mijlocul lunii mai, unde vedem că în Champions League, în semifinale, am dat de Arsenal, unde am bătut-o cu 3-0 în tur. Iar turul, eu zic, o să fie mai ușor, pentru că avem avantaj foarte mare. Un quick sim și se pare că, wow, ne bate cu 3-1, însă trece mai departe cu 4-3 la general. Cât de aproape am fost, dacă nu marca Ferran Torres, ne ducea la penaltiuri sau bine, la prelungiri și poate pierdeam. Însă din cauza golului lui Ferran Torres, trece mai departe în finala Champions League, unde se pare că vom juca versus PSG. Ok, interesantă finală. Însă înainte de finala Champions League avem niște treabă în La Liga, nu știu dacă se mai poate de fapt,
dar mai avem 4 meciuri de jucat, iar după aia finala și matematic vorbind, nu cred că putem să o ajungem, adică nu avem nicio șansă. Noi dacă câștigăm toate meciurile avem 12 puncte în plus și asta ne duce la 87 de puncte și nu o să ajungem, așa că pierdem la Liga, din păcate. Real Madrid are deja 89 de puncte. Ei bine, și da, Real Madrid a reușit să strângă 98 de puncte, wow! Nu reușim să câștigăm de două ori Liga, ceea ce înseamnă că nu completăm acel obiectiv, însă putem să completăm obiectivul cu Champions League, pentru că stăm în finala Champions League versus Paris Saint-Germain, unde echipa lor arată foarte, foarte bine. Xavi în stânga, Mbappé, Ousmane Dembélé, Barrios, Vitinha, Palacios, Marquinhos cu Kimpembe și Donnarumma, dar chiar arată foarte bine echipa. O să-i dăm un C-match ca să ne uităm la tot meciul. Ar fi mai interesant, nu aș vrea să joc pentru că nu vreau să influențez, însă o să-i dăm un C-match ca să-l vedem. E bine, și începe meciul, se pare că încep cei de la PSG. Ok, avem noi posesia, însă este, wow, light injury. Ok, s-a cam faultat aici Ferran Torres puțin. Hai să vedem ocazia bună. Bine, mă, zice Gavi, mă. Bine, mă, bine, mă, Gavi, mă. Putem să intrăm și așa în meci dacă vrem și vedem meciul în modul acesta. Este și modul acesta interesant, însă, da, nu știu ce să zic. Ok, cred mai bine o vedem așa faza. Da, uite, așa e mai bine. Vedem toată faza, tot meciul. Vede acolo jucător, însă nu pasează, însă este foul. Wow, ce foul. Haideți să vedem ce cartonaș este, cartonaș galben, da. Haideți să vedem acum execuția lui Bukayo Saka din lovitura liberă. Este o centrare sau este un șut? Este un șut pe poartă, însă este colțul bării. Wow, ce a nimerit acolo Bukayo Saka vara. Șansă bună pentru Ousmane Dembélé acum să se ducă să marcheze. Vede acolo pe Mbappé, Mbappé este cam prins acolo. Bine acolo Mazraoui, Mazraoui șutează, însă Ter Stegen apără, ce bine apărat acolo Ter Stegen. Haideți să vedem acum cornerul celor de la PSG, centrare la Xavi Simons, nu reușește Vitinha. Haideți să vedem acum, Vitinha șutează la distanță și marchează Vitinha. Wow, 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 ce gol, ce gol de la Vitinha înainte de pauză. Uitați-vă și voi la faza asta, cât de bine a șutat de la distanță Vitinha. Wow, n-a avut efectiv ce să facă portarul. Se ține minge puțin Ousmane Dembélé, acum haideți să vedem, pasă la Mbappé, Mbappé șutează și se face 2-1, nu pot să cred, bă, ce ne conduce PSG-ul. Hai să spunem încă o ocazie pentru PSG la Mazraoui, Mazraoui la Mbappé și Mbappé, nu reușește Mbappé pentru că așteaptă mult acolo, vrea să o bubuie, însă Ter Stegen este foarte bine la minge. Foarte bun contraatac acum pentru Victor Roque, du-te Roque, du-te tată, haide. Șutează, însă nu reușește apără portarul. Pedri ține foarte bine de balon, vede pe Gavi, Gavi șutează și marchează Gavi, mă, bine, mă, Gavi, marchează dubla în acest meci, se face 2-2 înapoi, bine, mă, Gavi. Ocazie foarte bună aici, Saka, să vedem ce trage faptul la Frenkie de Jong, nu este la Torres, bine, mă, Ferran Torres reușește să înscrie, mă, bine, mă, 3-2, minutul 80, reușește Ferran Torres să întoarcă scorul, mă, bine, mă. A centrat Saka la Ferran Torres, eu am crezut că o să fie la Frenkie de Jong, însă n-a fost la Frenkie de Jong. Ferran Torres ușor pe lângă portar, keep it simple, pentru că contează orice șut înspre poarta lor și ăsta a contat foarte, foarte mult. Haideți să vedem acum replica lui PSG, Xavi se duce foarte bine, acum șutează însă apără Ter Stegen. Suntem aproape la finalul meciului și are PSG un corner foarte important, Mbappé acolo foarte bine, Cancelo respinge foarte bine acolo, a făcut. Haideți să vedem, pasa este bună la Enrique, șutează însă nu reușește cum se pronunță numele? Echitiche, nu? Parcă. Hai să vedem acum Xavi Simons ce reușește la finalul meciului. Bine, acolo Cancelo respinge, însă pasa este greșită, pasă la Mbappé. Mbappé pierde mingea foarte ușor și este gata? Este gata, haide. Bine, mă, bine, mă, reușim, mă, reușim. Reușim să câștigăm finala Champions League, mă, Barcelona. E bine, și acum vedem cum urcă pe podium toți jucătorii de la Barcelona. Barcelona în sfârșit reușește să câștige din nou UEFA Champions League. Se pare că Araujo va ridica trofeul fiind capitanul echipei. Haide să vedem. Pune mâna pe trofeu și haide. Agită-l puțin și bine, mă, reușim să câștigăm finala Champions League. E bine, și cam ăsta a fost videoclipul de azi. Se pare că Ferran Torres după meci s-a accentat, însă cam ăsta a fost videoclipul. Sper că a plăcut, pentru că am încercat să diversific acolo finala. Mi-a plăcut că am văzut-o, n-am jucat-o și a fost mai interesant, zic eu. Din păcate n-am reușit să completăm obiectivul acela cu La Liga, dar asta este, măcar am completat obiectivul principal, care cred că este mai important, și acela să câștigăm finala Champions League.
Music și cu siguranță a strâns 5 trofee pentru al treilea obiectiv. Eu sper că a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja pentru a strânge acolo 1k subscriber, cum mai avem, cred că 70 de abonați și ajungem, și nu uitați că videoclipul special o să apară instant. Și dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi și clopoțelul pentru a primi notificări când postești anul. I-am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!